Spune că urmele unui accident nu pot fi șterse niciodată, ci că anumite răni rămân deschise, chiar dacă, medical vorbind, totul este ok. Așa au pățit și soții Staicu. Un accident rutier le-a distrus liniștea casei și doar o minune a făcut ca băiatul lor să supraviețuiască. E bine, Loredana a rămas prinsă undeva în trecut și nimic din ceea ce face soțul ei în prezent nu mai este pe plac. Ce o determină pe această femeie să trăiască în trecut? De ce și-a schimbat comportamentul vis-a-vis de soțul ei? Dar mai ales, cine o face să se îndepărteze de propria familie? Răspunsurile le veți afla doar aici, doar în această seară. Hai că ajungem să ne vedem și față în față. Stai cum mă numesc, îți mulțumesc frumos pentru că e... Nu ai nicio problemă, stai liniștit. Sunt într-o situație extrem de dificilă, am să-ți povestesc. Te-am simțit și la telefon că ai ușor emoții, vreau să te liniștești, știu că nu ți este ușor probabil să te expui în fața camerei. Hai să o luăm treptat, hai să o luăm încetul cu încetul. Mulțumesc frumos. Sunt aici ca să-ți ascult povestea și ca să încerc să te ajut. Eu sunt căsătorit de 23 de ani. Mulțumesc înainte și am aflat că ai și un băiețel pe care îl cheamă Alex, culmea, așa îl cheamă și pe fiul meu, Alexandru. Da. De la începutul căsniciei mele am avut o viață fericită. Lori este singura femeie din viața mea. Este și soția mea, și amanta mea, și prietena mea, și mama mea, să spun. Deci țin foarte mult la ea. Însă de vreun an și jumătate, de când am avut un eveniment tragic, veneam de undeva de la țară, eram și cu Alex, cu băiatul meu, și nu știu cum s-a întâmplat la un moment dat, cineva a intrat în noi, era în dreapta, în față, și l-am internat, a stat 3 luni de zile în stare de comă. Și... Cred că ai trecut prin niște clipe de coșmar cu... Și încet, încet l-am recuperat, dar nu asta este problema. Problema este faptul că de când s-a întâmplat chestiunea asta, soția mea este de nerecunoscut. Nu știu ce se întâmplă cu ea. Cred că mă consideră vinovat pentru tragedia asta pentru care s-a întâmplat și... Ceasul rău n-ai cum să-l ocolești, că n-ai cum. Când e menit să se întâmple ceva, se întâmplă. Și au urmat reproșuri. Ok, am stat de vorbă și am zis că hai să uităm chestia asta, să luptăm, să fie bine cu băiatul și să se însănătoșească, să se recupereze cât poate de bine. Însă eu nu mai recunosc. De circa un an jumate ea s-a schimbat total. De exemplu, o sun, nu răspunde la telefon, mă sună peste nu știu cât timp, alte ori are telefonul închis. Nu știu ce să mai zic, ca și bărbat, așa, am simțit o răceală, nu mai vrea să mai doarmă cu mine în același pat. Stă într-o cameră separat. Despre sex nici nu mai pun problema. Ba îmi spune că nu are chef, ba... Deci nu mai înțeleg, efectiv. Și toate astea din cauza accidentului? Cred că ea are pe cineva. Nu știu. De la a trece printr-o tragedie de genul ăsta și a te considera pe tine vinovat și ajunge ca ea să trăiască cu altcineva, e o cale foarte lungă. Adică, cum Dumnezeului mare de v-ați îndepărtat așa? De aceea am apelat la acest serviciu, ca să zic așa, să îmi pun lumină în viață și să știu încotro s-o apuc. Salut! Săptămâna asta o să avem treabă în București. A apelat la noi un domn, Staicu, are probleme cu soția dânsului, cu Loredana. El a trecut printr-un accident, mai bine zis, el, Cristi Staicu, și cu fiul lui. El n-a pățit nimic, dar băiatul a stat în comă vreo 3 luni de zile, a avut un hematom pe partea stângă. Bun, și noi ce avem de făcut? Trebuie să urmărim pe soția dânsului, pe Loredana. Treaba a început să o ia la vale și a început să meargă din prost în mai prost. În momentul de față, cei doi dorm în camere separate. Foarte rar dacă își vorbesc. Doamna Loredana este mai mereu cu capsa pusă. Caută practic orice prilej să îi reproșeze
domnului Staicu trecutul, Colac este pupăză, a început să și lipsească femeia de acasă destul de des, banii pe care ea îi aduce s-au înjumătățit. Și dincolo de supărare, o bănuiește de infidelitate? Mi se par lucrurile destul de evidente. Bine, o să încep urmărirea și te țin la curând. Loredana pleacă de acasă. Din câte a povestit Cristi, ea a fost nevoită să renunțe la serviciu pentru a putea fi alături de copilul lor în spital. E greu pentru o mamă să-și vadă zi de zi copilul de 16 ani că abia poate merge. Pentru că imaginile cu Alex în spital au un impact emoțional mult prea mare, nu le putem difuza. Ora 14 și 15 minute. Soția ajunge într-un parc. După mai bine de 20 de minute, lângă ea vine un bărbat. Din cauza distanței, nu se poate auzi ce vorbesc, dar se vede treaba că cei doi se cunosc. Brusc se așează pe o bancă și începe să plângă. Detectivii se întreabă cine este acest om și ce i-a zis de Loredana reacționează așa. Să fie vorba despre sănătatea fiului ei. După ce își revine, cei doi pleacă împreună. În scurt timp, ajung la un bancomat. Uite banii ăștia, okay. Da? Dar tu crezi că așa îl poți cumpăra? Nu e treaba ta ce vreau eu să fac și dacă îl cumpăr sau nu, okay, da? Okay. Dar rog frumos, vreau să te asiguri că are totul plătit. Chirie, întreținere, tot ce are el nevoie, okay. Da? Am înțeles. Dar nu vreau să se afle că ajutorul ăsta e de la mine. Binele. Te rog din suflet, da? Să nu se știe nimic, da? Pa. Mersi okay. Frumos, pa! Așadar, vorbele femeii spulberă bănuierile detectivilor vis-a-vis de sănătatea lui Alex. Însă discuția naște alte întrebări. Pe cine cumpără și pe cine ajută această femeie? Ora 15. Subiectul intră într-o clădire. Unul dintre detectivi se strecoară imediat și vede că în interior este o sală de fitness. Bună, ce faci? Uite, fac un pic de sport, să mai dau un pic burtica jos. Bravo, bravo. Și eu la fel. Să mă mențin. Știi ceva de Marius? Nu, n-a venit cu mine. Nu vine? Păi nu vine, habana, nu știu, că nu pot să-i țin contul. El a zis că pleacă cum nu vine? Păi nu vine, n-am ce să-i... Trebuie să vină și el cu tine, de fiecare dată e cu tine. Nu mi-a dat nici mie multe detalii. Bine, hai că eu plec. Ok, hai că plec. Pa. Marius, un nume care îi stârnește soției noastre nervozitate, iar detectivilor curiozitate. Este evident că ceva se întâmplă. Dar ce? Și de ce răspunsul omului o face pe soția noastră să plece atât de brusc? Ora 16 și 15 minute. Loredana ajunge acasă. Lori, ești acasă? Da, iubitul. Ai venit? Tu ești? Bună, iubitul. Ce faci? Uite, am alergat toată ziua și mă gândeam ce ai făcut, ce face Alex. Ce să facă? Uite, acum totul să sperăm că o să meargă bine, să fie spre bine, că doctorii așa au spus, că toate problemele se vor rezolva. L-ai dat celor ceva, am văzut că ai scos niște bani de pe card. A, da, am scos, da. I-am scos pentru mine. Am fost la doctor și eu, că nu mai pot de atâta timp, m-a ajuns oboseala, stresul, mi-am făcut un EKG și mi-am ieșit ceva probleme la inimă. Nu știu ce se întâmplă, măi, de ce, cu ce am greșit eu? M-am rugat întotdeauna la Dumnezeu să-mi dea mie răul ăsta, totul nu lor. Totul în viață se plătește. Dar ce am făcut asta greșit? Asta e problema. Cu nu ce fi greșit eu? Poate e greșit cu ceva, eu știu, în tinerețe. Doamne, Lori, măi, ce naiba. Se plătește tot. Dacă între cei doi soți s-a ivit minciuna, încotro se va îndrepta căsnicia lor? Și ce are de ascuns această femeie? Salut! Salut! Pentru mine e destul de clar până acum, din ce am filat. Există un bărbat pe nume Marius, după care soția noastră pare destul de disperată. Cum adică? Adică are un comportament de femeie îndrăgostită, îl ajută financiar, îi plătește datoriile, chiria, până și sala de forță, unde merge el de obicei, ea i-a chit abonamentul. L-ai văzut cum arată? Nu, eu n-am reușit să-l văd, dar i-a dat telefoane, a vorbit cu respectivul, întreabă de programul lui, pe unde se duce, când vine și așa mai departe. Ok, hai să continuăm investigația, să vedem cine este tipul ăsta, Marius. Ok, bine, revin cu detalii, da? Mulțumesc.
mult! Ceau, pa, pa, pa! M-am săturat să merg în fiecare zi la spital. Ai pus tot? Am pus tot, i-am pus și mâncare, și hăinuțe, și tot ce bine, trebuie. Bine, stai liniștită. Ideea este să ne păstrăm noi sănătatea ca să putem să-l ajutăm pe el. De cele mai multe ori, un necaz petrecut în familie îi unește pe membrii ei. De această dată însă, cei doi soți, deși ținându-se de mână, ei nu fac decât să se îndepărteze unul de celălalt prin minciună. Păcat! Ora 9 și 40 de minute. Ce faci, draga mea? Ce faci, mama? E, uite ce ți-am adus. E, am fost de la, de la Finu. Ți-a trimis pentru tine. Niște brânză, lapte, nu știu ce e. Uite ce bine să ai fin. Frigiderul. Te vezi, dacă ai fin, o să ai de toate. Nu de asta i-am botezat eu. Nu pentru brânză, ouă, lapte și carne. Păi de ce? Ce? Așa păi poate ce? Mai spăl și-o păcatele. Măi, tu m-ai nebunit pe mine. În loc să ai grijă de asta, Alex, să te gândești la el ca să poți să-l aduci pe picioarele lui, să ia să te termină cu fizioterapia, cu totul. Păi mă gândesc, dar mă gândesc și la Marius. Păi înseamnă că mă gândesc. Nu se poate așa nu ceva. Mai nu pot să-mi scot din cap. Doamne ferește, fraților. Gândul meu, mamă, este numai și numai la Marius. Vrei să spun ce am visat azi noapte? Ce ai visat? Am visat că venise Marius și îmi dădea un buchet de flori și îmi spunea că mă iartă și că mă iubește și m-a luat în brațe. Deci numai Marius și după visul ăsta să știi că nu este adevărat. Deci toate sunt contrariu la tot ce visez. Deci nu este adevărat. Poate mi se îndeplinește. Deci nu te iubește asta. Și nu o să te ierte niciodată. Termină cu totul, gata, terminați. Nu mai ai un soț care te iubește. Ai un copil bolnav care trebuie să-l tratezi. Uită de tot și vezi, îți dă casa ta și de căsnicie. El are, Marius are familia lui, are casa lui. De ce complici totul acum? Ca să, e faptul consumat, nu știu de ce te bagi. De eu ce ți-am nu spus, stai? Vreau să mă ierte, vreau să fie alături de mine, da? Îl iubesc. Nu și are să te ierte să niciodată. El pentru tine este un străin. Ca oricine, că ești mama mea. Eu te înțeleg foarte bine, dar mă gândesc și la căsnicia ta de atâția ani, de zile, la copilul tău. Ce o să sufere copilul tău când o să afle despre tine? Nu are de ce să sufere. Mai, să te duci la biserică, la un preot, să te spovedești, să spui păcatele tale, poate ți se iartă și vezi de treaba ta. Cum este posibil ca, pentru o mamă, prioritățile ei să fie altele decât propriul copil? Și cum este posibil ca, pentru o soție, gândurile ei să nu mai fie îndreptate spre soțul ei, cu care este căsătorită de 23 de ani? Detectivii devin din ce în ce mai intrigați de acest caz. Ora 10 și 30 de minute. Ajunge în zona aviatorilor. Aici intră într-un bloc. Un detectiv se duce imediat după ea. Da? Bună ziua! Cu Marius. Nu e acasă. Că ce treabă are? Cum este acasă? Nu e acasă, e plecat la Ploiești. Ce treabă are la Ploiești? Vreți, sunați, dați telefon, nu, și nu mai căutați aici, vă rog eu frumos, da? O să-l caut. Sunați și lăsați-mă în pace, da? Vă rog frumos, mai sunați la această ușă, da? La revedere! Marius din nou. Îl caută la sala de sport, îl caută acasă, se gândește la el, îl visează pe el. Un lucru este cert acum, că bărbatul acesta a făcut-o pe Loredana să-și piardă mințile. Ora 12. Deși plouă destul de tare, femeia gonește pe șosea ca și când nimic nu mai contează. După 40 de minute, intră în Ploiești. Se vede treaba că a mai fost aici, căci știe bine străzile orașului. La un moment dat, ajunge în fața unui bloc. Uite, aștept, a început și ploaia, nu am ce să fac, stau și aștept, aștept. Îți dai seama că trebuie să iasă. Îi văd că ești acum din scară. Da, mai. Trebuie să mă duc după ei, clar. Deci nu mai pot, nu mai pot, nu mai știu ce să fac. I-am plătit toate, i-am dat bani, i-am plătit chirie, îl susțin cum pot, numai să fie cu mine și el, da, numai cu stricata asta, bă, tot cu ea e, mă, ce femeie e asta.
Da, uite, merg după ei. Deci nu-mi vine să cred, uite și tu ce păr are. Deci nu se poate. Sunt în spatele lor. Deci nu-mi vine să cred că e tot cu ea. Nu-mi vine să cred, asta e situația. Să iau în brațe, să-i iubești și iubire, ce vede el la ea? Nu înțeleg. Bine. Hai, că merg după ei. Da, pa. Marius! Marius! Marius, te rog frumos să te oprești puțin! Ce mai vrei, femeie? Ce n-ai înțeles? De ce faci lucrul ăsta? Ce cauți aici? Te rog frumos să mă lași. Ți-am zis de 10.000 de ori să mă lași, deci femeie. Eu vreau ca tu să vin apoi acasă. N-ai ce să cauți aici, da? Eu vreau să fii în viața mea. Nu, nu i-am spus. Nu. Du-te înapoi la București. Când o să-i spui, atunci vii la mine. Nu, Marius. Femeie, ești nebună, lasă-mă în pace, du-te de aici. Nu, dar eu vreau să fii cu mine, vreau să fii în viața mea. Du-te de aici, te duci la București înapoi, când îi spui bărbatului tău, atunci vii la mine. Deci până atunci mă lași în pace. Și vreau să fii cu mine, tu înțelegi? Nu mă interesează iubirea ta, nu mă interesează. Te duci acasă frumos și îți vezi de viața ta, te rog frumos. Până când nu o să-i spui. O să-i spun, dar nu-i momentul acum, o să-i spun. Dar când e momentul? Când o să fie. Când o să fie momentul, atunci o să fie momentul să mă cauți și pe mine. Te rog frumos să mă lași în pace. Nu, nu se poate. Ba da, se poate. Te rog frumos, București în direcția cealaltă. Uite, acolo e București, te rog frumos. Te rog frumos, du-te. Detectivilor nu le vine să creadă. Marius, bărbatul pe care îl urmărește, este de fapt un bărbat cu mult mai tânăr decât Loredana. Deci știi ce mi-a făcut? Nu vine să cred. Tu știi cât de urât s-a purtat cu mine? Deci sunt disperată, nu mai pot. Da, nu vine să cred că îmi face lucrul ăsta. Nu vine să cred că se poartă așa cu mine. Parcă aș fi ultimul om. Deci nu se poate, nu se poate și s-a dus cu de femeie. Deci nu se poate. Acum mă duc după ei. Mă duc după ei. Așa ceva este imposibil. Da. Bine. Hai, pa. Ce a fost între cei doi de femeia nu mai vede altceva? Să fie dragostea atât de oarbă? Se pare că da, căci urmărirea continuă până când tinerii intră într-un restaurant, iar Loredana după ei. Te rog frumos, vină puțin. Poți să te duci la masa de acolo din colț și să-l chem pe băiatul acela lângă fata cu părul roșu? Da? Te rog frumos. Mersi. Spune eu odată că tu trebuie să rămâi aici cu mine și să scape odată de ea, că nu mai suport. Nu i-am spus, i-am spus de 1000 de ori ce vrei să fac iubire, ce vrei să fac. I-am spus că te iubesc, i-am spus că vreau să fiu lângă tine. Păi și atunci de ce se ține atât de mult după tine? Scapă odată de ea, că nu mai suport. Ce vrei să mai discutăm? Stai jos. Te rog frumos, uite-te în ochii mei și uite-te la mine. Te rog din suflet, nu vreau decât să mă ierți. Te rog, Pentru ce să te iert? Te rog, îți promit că nu mai bag în viața ta. Nu am de ce, te rog frumos să mă lași în pace, e decizia mea. Cu fata asta, fata asta nu e pentru tine. Nu vreau să fac orice mai aici, nu vreau să fac orice mai aici, dar te rog, încetează. Dacă mă iubești, mă lași să-mi fac viața mea. Femeia pe care iubești tu nu este pentru tine. Femeia pe care iubești tu te mănâncă de bani și atât. Da, deci doar banii sunt în capul tău. De ce mă cauți pe mine dacă banii tăi? Dacă banii tăi sunt în capul tău, banii lui sunt în capul tău, de asta nu ai curaj să-i spui. Nu, nu am curaj să-i spun că îți dai seama ce s-ar întâmpla. Ce s-ar întâmpla? Trebuie să-mi dai puțin timp să aranjez lucrurile. Timp ai avut. Nu, ai avut atâta timp, ai avut atâta timp și nu ai făcut nimic. Roagă-mă să fiu fericit, roagă-mă să mă lași în pace, să-mi văd de viața mea. N-am nevoie de chirie, n-am nevoie de București, n-am nevoie să mai dai bani, n-am nevoie să mai trimiți pe ăla, să-l trimiți pe jegosul ăla cu bani la mine, n-am de ce. Ascultă-mă și tu pe mine, nu-ți vreau decât binele. Nu am ce să ascult, mă vrei binele și până acum ce ai vrut? Ok, binele, ți-l-am vrut tot timpul. Eu zic că ai vrut banii mai mult decât bine. Și nu cred că mă înșel. Nu, eu te iubesc pe tine. Nu am cum să te iert, n-am pentru ce să te iert. Dacă mă lași în pace, mă gândesc dacă te pot ierta. Ea îl iubește pe el. El iubește o altă femeie. Ce decizie va lua acum când s-au dat cărțile pe față? Să aibă ea curajul să-i spună adevărul soțului ei pentru un bărbat cu 20 de ani mai tânăr? Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Salut! Salut!
Bărbatul de care ți-am spus, Marius, nu este nimeni altul decât un tinerel, să zic eu, maxim 25 de ani. Poftim. Și la rândul lui, ca să fie și mai bine, are o altă relație. Încurcate sunt cărările dragostei. Poți să mai spui o dată, atât timp cât ea a stat 4 ore în ploaie să-l aștepte o femeie la 40 de ani, îți dai seama. Îi cerșește iubirea unui tânăr de 25. Hai pe urmele lor, să vedem ce se întâmplă. Știi vorba aia, ce știe satul, nu știe bărbatul? Cum adică? Păi, mama ei este complice, adică știe care e o relație, o acoperă și în același timp își face datoria de mamă, adică o ceartă. Ca să vezi. Te țin la curent. Cum gândul ei este tot timpul la Marius și nici de cum la Alex, băiatul ei, femeia nu se duce nici în dimineața asta la spital. Rușine, Loredana! Ai uitat că prioritatea unei mame este copilul căruia i-a dat viață? Hai, mai mamă, nu mai ajunge, tu nu știi că de-abia merg, că mă doare piciorul, de nu mai pot. Și sunt bătrână și eu nu mă simt bine deloc. Ce faci, mamă? De ce m-ai chemat? Mamă, trebuia să vorbesc neapărat. Păi trebuia să vin eu la tine, nu trebuia să vii tu la mine. Păi asta e situația, n-am avut cum. Fii atentă. Vreau să-i cumpăr lui Marius un apartament. Mai mama, dar e în Ploiești. Nu știu ce, nu știu ce am putea să facem. Vreau să se mute în Ploiești. Deci nu am cum să fac. Păi cu ce să te ajut? Eu am o pensie de... Gerăm cu casa, da? Păi cu casa ta. Cu casa mea? Cu casa ta. Pentru că eu nu pot, mamă, să iau actele de la casă. Tu îți dai seama ce scandal am cu Cristi? Nu știu ce aș putea să fac. Trebuie să mă ajuți, mamă. Păi te ajut, dar... Știi care e treaba? Din cauza ta s-a ajuns aici. Din cauza mea. Din cauza ta s-a ajuns aici. Și asta este singura posibilitate ca să mă ierte. Dar cu o singură condiție. Dacă te care ajut. Condiția? Dacă te ajut. Vreau să-l cunosc și eu. Ei, dar asta-i prea de tot. Nu e suficient că ia banii din casă pentru cheltuielile amantului, că își pune propria mamă să mintă pentru ea. Acum vrea să cumpere și un cuib ușor de nebunii. Cu o floare nu se face primăvară, dar când oferi o casă cadou, poate că Marius o va primi cu brațele deschise. Ora 13. Subiectul ajunge din nou în Ploiești. În centrul orașului se întâlnește cu o femeie. Bună ziua! Bună ziua! Cred că am vorbit la telefon ieri în legătură cu apartamentul. Cristina mă numesc. Sigur, Lorin, pare bine. Să-mi spuneți dumneavoastră cam ce ați dori, ce apartament ați dori. Păi am discutat despre cel cu două camere, da? Cu două camere, o să mergem să-l vedem. Am un apartament de două camere, gresie, faianță, parchet, geamuri termopan, camere de comandate, etajul 2. Deci eu mai mult de... Nu pot. Am înțeles. Nu am cum. Eu vă arăt apartamentul și după aceea mai discutăm. Cu informațiile primite de detectiv, Ernest merge să se întâlnească cu Cristi Staicu ca să-i arate adevărul. Nața. Salut. Ia spune. Ce faci, bine? Sunt bine. Bănuirile tale se cam adeveresc. Ne-am descoperit că în viața Loredanei există un bărbat, Marius, mai tânăr decât tine. Din câte se pare, e o poveste cu scântei și cu năbădări. Arată-mi, te rog, că simt că cade cerul pe mine. Soția ta a fost în zona Crângaș, de s-a întâlnit cu un bărbat. Bună, Lori, bună. Bună. Ce faci? Bine. Ăsta-i Marius? Nu el este Marius. Cert este că sunt foarte apropiați. Cert este că el la un moment dat a scos niște poze, i le-a arătat soției tale, iar pe ea a bușit-o plânsul. Asta e tot ce am putut să aflu. Foaide. Vreau să spun că tipa asta, că e de mine, și nu se poate, nu vine să acum, cred. Haide să ne ajutăm. Nu vine să cred, vai de asta capul meu. Doamne Dumnezeule, deci nu e adevărat, nu este adevărat, nu e adevărat. Pare rău, da. Îmi vine să mor, nu mai pot. Asta este. Nu am reușit să mă apropiu prea mult de ei pentru că parcul era gol la ora aia. Nu știu exact ce au discutat. Este evident că sunt apropiați. După ce a prezentat pozele și pe ea a bușit-o plânsul, cei doi s-au ridicat și s-au îndreptat către un bancomat. Uite banii ăștia. Păi tu crezi că așa îl poți cumpăra? Lasă tu asta, că nu e treaba ta, da? Okay. Deci banii ăștia îi dai la chirie.
La întreținere, te asigur că are totul plătit, datoriile care le mai are, da? Ok. Deci să fie totul în regulă. Doamne, ce e asta, chirie? Chirie, întreținere, tot ce are el nevoie. Chirie, Doamne, în ce a intrat asta, Dumnezeule? Da? Că nu se știe nimic, da? Ia uzi. Ce prost sunt, ce prost sunt, cum o credeam. Doamne, eu muncesc de dimineață până seara, n-am timp nici să adorm, m-am neglijat total. Uite-te și tu cum sunt îmbrăcat, uite-te și tu la pantofii mei, uite-te și tu la fața mea, la tot. Nu mai spun de mâncare că m-am neglijat, nu mai spun de tot, de tot, de tot și ea se duce și dă altuia bani. Stai calm, că avem toată ziua la dispoziție, stai calm. Bună! Bună! Ce faci? Păi te fac un pic de rje, ți-ți să mai dau un pic. Ha, să mai burta jos. Da, păi... Bravo, bravo. Regimul prost. Trebuie să recuperăm. Așa e, așa e. Bravo! La sală. Ha. Tot de băiatul ăsta întreabă. Alex e în spital și ea se duce la sală? De Marius, știi ceva? L-ai văzut? De seară nu l-am mai văzut, că m-a sunat și a spus că pleacă la plăi cu niște treabă. Păi și de ce n-a venit? Nu ai venit cu tine? Păi nu vine, n-am ce să-i fac. Nu pot să-l țin contul lui. De fiecare dată e cu tine. S-a întâmplat să aibă treburile și să plece neapărat de urgență acolo. Unde? La plăiești. Cum și unde a putut să-l cunoască pe ăsta? O fi vreun student la medicină? O fi, nu știu, fizioterapeutul? Nu știu cine o fi. Trebuie să fie cineva din cercul nostru de cunoștință. Am să ți-l arăt și este, dacă este cineva din spital, dacă este cineva cu care ai interacționat și tu ai putea să-l recunoști. Dar contează pentru tine în momentul ăsta când a avut ea timpul să facă pasul ăsta? Eu cred că întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui este alta. De ce? De ce, Loredana? De ce? Pentru că am fost total dedicație. De ce, Loredana, faci chestiile astea? Ia uite ce-mi face. Într-o altă zi a investigației. Ce ai de gând să faci? De când s-a întâmplat necazul cu Alex, mă gândesc numai și numai la Marius. Mamă sacră. Mamă sacră, poamă acră, ce-mi faci? Știi cum e? Tu ai face orice pentru copilul tău, nu? Cel mai probabil că și soacra ta face orice pentru copila ei, pentru Loredana. Cert este că femeia știe de existența acestui Marius. Eu nu am de ce să ridic statuie cuiva sau să sap groapa altcuiva. Femeia încearcă să-i bage mințile în cap, dar asta nu o exonerează de vină. Ascultă un pic aici discuția. Marius are familia lui, are casa lui. De ce complici totul acum? Ca să... E faptul consumat, tu nu știu de ce te bagi. De eu ce ți-am nu spus, stai? Vreau să mă ierte, vreau să fie alături de mine, da? Îl iubesc. Nu și asta vreau să niciodată se întâmple. E tu trebuie să mă înțelegi mai bine ca oricine, că ești mama mea. Doamne, ești însurat. Deci eu țineam două familii. Pare foarte rău. Păi lipsea să țin tot cartierul, că puteam, nu? Când vine o veste proastă, vin toate. Soacră mea. Hai că vezi tu. Ce faci? Pe cine îl suni? Pe cine suni? Vreau să o sun pe soacră mea. Eu spun doar atât, o să o sun pe soacră ta, soacră ta o să o sune pe Loredana. Și o să afle că ne-a angajat pe noi. Alo? Mamă, soacră? Da. Unde ești? Că vreau să vorbim urgent. În piață sunt, dar ce s-a întâmplat? Chiar mă sperii. Nu pot să spun acum, o să spun acolo. Așteaptă-mă acolo, că vin imediat. Bine. Hai să mergem acolo la piață. Unde să mergem, omule? Să hai că știu eu unde. Te uști în față. Vreau să vezi ce înseamnă o femeie îndrăgostită, o femeie disperată. Nu mai spune. Și ce vrei să fac? Să te mint frumos? Vrei să fiu la fel ca și ceilalți? Să te mint frumos? Și amanta mea, și sora mea, și prietena mea, și tot, nu am trădat-o cu nimeni. Bun, puteam ok. Puteam să o fac de mii de ori, dar am ținut la ea și uite ce-mi face. Și n-ai făcut-o. Nu trăiești din regrete. Da, dar de ce-mi face ea mie chestia asta? Pentru ce? Putea să greșească oricine, că n-am ascultat-o, că am plecat atunci și s-a întâmplat cu Alex. Răspunsul nu e la mine. Eu știu că vrei răspunsuri, dar nu sunt la mine. Nu pot să știu de ce îți face asta. Cert este că toată energia și-o focalizează pentru acest Marius. Vreau să vezi ceva. Ea se duce către Ploiești. A stat ca un câine în ploaie,
vreo 2 ore. A stat și a stat și a stat și a așteptat. Poate o veni sau o ieși din bloc acel Marius. La un moment dat se întâmplă. Iese el din bloc. Aici era soția ta. El deja traversase, era cu tipa asta. Și ea după ei? Și ea după ei, uite, la 15 metri de ei. Marius, te rog frumos să te oprești puțin. Ce mai vrei, femeie? Ce n-ai înțeles? De ce faci lucrul ăsta? Ce cauți aici? Te rog frumos să mă lași. Ți-am zis de 10.000 de ori să mă lași, femeie. Deci eu vreau ca tu să vii înapoi acasă. N-ai ce să cauți aici, da? Vreau să fii în viața mea. Nu, nu i-am spus. Nu. Du-te înapoi la București. Nu, nu se poate. Mi-ai zis bărbatului tău de mine? Atitudinea lui. Uite-te la el că e tânăr, da? Arată bine omul. Nu, Marius. Nu ești nebună, lasă-mă nu pace. Nu sunt nebună, du-te de dar eu vreau să fii cu mine. Du-te vreau să fii în viața mea. Te duci la București înapoi, când îi spui bărbatului tău, atunci vii la mine. Deci eu te iubesc și vreau să fii cu mine, tu înțelegi? Nu mă interesează iubirea ta, nu mă interesează. Te duci acasă frumos și îți vezi de viața ta. Te rog frumos. I-au luat mințile puștul ăsta. Trebuie să-mi spună soacră-mea că știe. Uite, sunt aici la măcelărie eu. Gata, hai că te-am reperat. Ce ai pățit? Mamă, soacră, spune-mi cine e Marius. Dar ce înseamnă aici? Ce e cu asta? Aveți idee cine suntem noi, cu ce ne ocupăm noi? Spune-mi cine e Marius. Dar ce te interesează? Ce ai venit să faci aici? Haideți, vă rog frumos, să nu facem un scandal aici. Haideți, vă rog să ieșim din piață, să stăm nițel de vorbă. Păi de ce ați venit aici? Discutăm, haideți, vă rog să nu facem un scandal aici, că oamenii care sunt în piață n-au de ce să asiste la povestea asta. Vino să spun. Haideți, vă rog frumos, să nu facem scandal aici. Haideți, vă rog să stăm un pic de vorbă. De ce ai venit cu camere după mine aici? Poate ne explicați cine e Marius, da? Nevastă mea mă înșeală și soacra mea o acoperă. Uitați-vă, de 23 de ani sunt cu ea și nu mi-a spus nimic. Te acopăr eu? Cum adică te înșeală nevasta? Nu sunteți dumneavoastră? Ba da, eu sunt. În casa dumneavoastră au fost montate camere. Haideți, nu mai luați minciuna în brațe. Începeți, vă rog frumos, să ne explicați despre Marius, da? De un an jumate vă bate joc de adică mine, eu muncesc de dimineață de la ora 5. Și... Da, foarte mult! Păi și atunci spuneți adevărul, da? Îl iubesc ca pe copilul meu. De ce ați ascuns treaba? Păi cum puteți să-l iubiți, dar să-l mințiți? Că eu nu înțeleg asta. Nu-l mint. Ei trebuie să discute împreună. Ascundeți niște elemente, asta nu e minciună, eu nu? Eu nu pot să mă bag între ei. Doamne, știați exact ce face fica dumneavoastră? Știați la umbră, exact la Ploiești, face naveta la Ploiești pe banii mei. Mai dar nu înțelegi odată că eu nu pot să mă bag între voi? A prins. Doamna se vede că are amant. Se vede că a acoperit. Se vede tot. Totul pe cameră s-a văzut. Are dreptate domnul Hernes. Dar ce nu se poate, doamna? Păi de ce, doamne, ce vii? Dacă știi că de, păi știi de să descoperi toate secretele, de ce nu mi-ai spus ce se întâmplă cu ea? Alex, adică eu trebuie nu să fac asta. Dumneavoastră dețineți răspunsul și eu trebuie să aflu asta. Dar eu nu mă bag în căsnicia lor. Adică dați sfaturi ficei dumneavoastră ce să facă, dar nu vă bagați în căsnicie. Știți de băiatul ăsta? Dacă ați filmat, ce sfaturi i-am dat? Să-și vadă de casă și de bărbat și să, de ce nu i-a și să spus aibă grijă de copil. De ce? Nu-i spun adevărul, ei trebuie să discute. Îmi dispar bani de pe card, să duce și plătește chiria, spune că trebuie să aibă de toate, să nu-i lipsească nimic și eu am rămas în ultimul hal. Mie nu mi-a spus odată te iubesc. Uitați-vă aici un pic. Mi-a zis exact ce îi spune el ei. Uite în ce hal a ajuns. Uitați-vă aici un pic, vă rog frumos, da? Marius! Așa îmi zice ea mie. Am învățat de la el. Lasă-mă puțin să asculte. Din viața mea și mă lași în pace. Adică pentru asta? Să dea cu piciorul? Nu pot, e fata mea. Uitați-vă un pic la el, prin ce a trecut meu, dar păi nu pot, păi știu că au trecut. Păi au trecut amândoi și eu am trecut alături de ei. Dar cum pretindeți că-l iubiți și-l mințiți? De ce mai trebuie mie mint. După necazul cu Alex nu chestia asta? Haideți să aflăm niște răspunsuri, da? Păi trebuie mers să aflăm durează povestea asta? De ce fiica dumneavoastră e dispusă să arunce pe fereastră căsnicia cu el pentru unul care vorbește așa? Merg și discută.
Da. E mai tânăr ăla? De 23 de ani sunt cu ea. De 23 de ani. Eu am fost numai ca să-i aduc bani. Un maimuțoi, un fanfaron. Doamnă, dar chiar la dumneavoastră oferiți-i un răspuns. Păi pretindeți că țineți la el, dar ba de fapt ne demonstrați că ce, că vă doare în cot. N-am fost alături. Spuneți-i, doamnă, ceea ce vrea să știe. Bagnotul meu. Toți banii i-am dat ei ca să ducă după copilul ăsta. Cine e ăsta? De unde l-a câștigat? Eu cum am fost cu voi 23 de ani? N-am fost alături de voi totdeauna? Tot timpul am fost alături de voi, v-am ajutat cu ce am putut. Da, am măi, mamă, soacră, dar de ce nu mi-ai spus și mie? Băi, omule, vezi ce faci, că nu e... Nu pot să spun! Doamna, dar sunteți implicată până peste când? Adică, puneți ipotecă pe casă pentru amantul fiicei dumneavoastră? Mergeți, mergeți la fața locului și descoperiți. N-am ce să-ți fac. Hai să mergem. Unde să mergem? La Ploiești, să merg după ea. Te rog frumos, du-te și discută cu bine, ea și vezi. Bine, o să discut eu da, cu ea. Da, o să și discut. Până mă discutăm noi amândoi. Bine, pentru bine, ce ai discut. Făcut acum, că ai venit cu camerele de filmat pentru mine, să mă dai pe... să mă vadă toată lumea. Vreau să vezi ce s-a mai întâmplat în Ploiești. Ce vrei să mai discutăm? Stai jos. Te rog frumos, uite-te în ochii mei și uite-te la mine. Te rog din suflet, nu vreau decât să mă ierți. Dar cum să te iert? Pentru ce să te iert? Ce-o fi găsit la băiatul ăsta? Tinerețea lui, nebunia lui. Și eu îi spuneam ei, iartă-mă, pentru orice lucru, pentru orice nimic, pentru care observam că o deranjez. Îi spuneam tot timpul, iartă-mă, iartă-mă. Și ea, la rândul ei, se roagă de altul să o ierte. Ce să vreau spui? Să oprești relația, da? Și să vin București, să locul tău relația, nu aici. Nu mai deci fata asta nu te mănâncă decât de bani. Doar banii pentru tine sunt importanți. Eu te iubesc pe tine. Până acum de ce nu m-ai iubit? Ba da, tot timpul te-am iubit. Nici nu mai țin minte de când nu mi-a mai spus mie cuvântul acesta. Iubește. Uite, fii atent. Câteva zile mai târziu, după ce are loc episodul cu Ploieștiu... Am văzut că aveți un anunț cu un apartament în Ploiești, două camere și la ce preț? Discutabil. Doamnă, eu chiar sunt interesată și aș dori să cumpăr apartament în Ploiești, numai că aș dori și din partea noastră seriozitate. Da, din București vin. Mi-am cumpărat și casă în Ploiești, fără să știu. Ce frumos. Apoi domnului că n-a dat banii pe ea, că na. La bancă ți se oferă niște bani, dar nu așa de pe zi pe alta. E, și după ce a avut loc discuția aia, s-a dus, s-a întâlnit cu maică sa. Ca să pot să fac ceva, ca Mariu să mă ierte, trebuie să iau neapărat un apartament. Și eu cu ce? Dintr-o pensie care o am de 800 de lei, okay. Ce să fac? Îmi dai actele de la casa ta, girăm cu casa ta, că eu nu am cum să fac lucrul ăsta, că dacă află Cristi, îți dai seama că mai ce scandal o să am. Dar nu te gândești cum girăm cu casa, ce facem? Dacă... E singura mea soluție, mamă. Trebuie să fii de acord, pentru că din cauza ta se întâmplă toate lucrurile astea. Și pe mine asta mă macină. De ce? De ce din cauza soacrei tale s-a ajuns aici? De ce? Am jurat, dar o să scot verigheta asta. Am jurat la biserică. O să fiu credincios, eu am fost, ea nu. Ei, nu trăi cu regret în suflet, că se merită. Îmi pare rău. Bine, o să accept și trebuie să accept situația în care sunt. Fără să bănuiască vreo clipă cât de mult i-a zdrobit sufletul soțului ei, Loredana își trăiește mai departe povestea de dragoste. Și când o femeie vrea să se facă auzită, știe clar ce să facă. Marius! Marius, vino încoa, eu sunt aici, te aștept! Marius, vino, te rog frumos! Marius! Marius! Femeie, ești ce tot vrei? De ce mă cauți? Marius. Ai venit cu mizeria asta aici să strigi la mine să mă faci de râs, ți-am zis să mă lași vreau, în pace. Tot ce vreau eu este să mă ierți. Femeie, ți-am zis să mă lași în pace, vii mă faci de râs cu asta aici. Deci te rog frumos, tot ce vreau eu este să mă ierți. Te duci cu ea de aici, n-ai iertare, te duci cu ea de aici Marius, și mă lași în pace. Marius, ascultă-mă. Cum i-ai zis bărbatului tău, nici la ora actuală n-ai fost în stare să-i spui măcar. Nu, nici nu o să-i spun, Marius, nici nu o să-i spun. Păi în cazul ăsta de ce mă mai cauți pe mine? Du-te, femeie, și vezi de viața ta. Vii cu mizeria asta să strigi după mine pe aici. La București și lasă-mă în pace. Eu vreau să fiu alături de tine, asta vreau. Asta e tot ce vreau. Eu nu te vreau în viața mea, de ce nu vrei să înțelegi? Eu te vreau în viața mea. Orice vei face, nu mă vei putea avea. E prea târziu. Aici fac stânga și imediat dreapta dacă mai țin eu. Stânga. Și imediat dreapta. Îi văd, gata, îi văd.
faci? Ce faci? Ce faci ăsta, mă? Băi! Dă-te jos, dă-te jos! Tu ești amantul nevastră, mă? Ia de aici, Chirie! Ia de aici! Ui, să faci chestii din astea când ești tu singur, nu ești când ești cu mine, da? Băi, de ce? Ce-ai dat în el? Ești ok? De ce-ai dat în el? De ce faci lucrul ăsta? Ce ai? Chirie! Ce locuință? Vă arăt eu vouă. Marius! Cine e ăla? Bărbat? Stai un pic! Mamă, ți-a spart buza! Ți-a spart buza, ți-a spart gura! E soțul ei! E soțul și ei! Și așa se reacționează? Păi da! Tu trăiești cu nevastă sa, ce-ai vrea? Cum ar vrea, cum ai vrea să reacționezi omul ăsta? Dar e altă treabă, du-te de aici și lasă-mă! Nu mai dai în el, tu! Tu să nu mai dai în el! Până când ai tu, de când să mă minți familia mea! Nu te-am mințit cu nimic eu pe tine! Cu nimic nu te-am mințit eu pe tine, da? Cu nimic? Nu, nu te-am mințit niciodată! Eu niciodată nu te-am mințit. Ai călcat în picioare cum ai vrut tu. Pe cine am călcat în picioare? Pe mine. Nu. Cine e asta? Cine e asta cu care mănânci tu banii? De un an jumate. Nu, cine e, mă, spune? De unde l-ai găsit, mă? De unde l-ai găsit? Spune-mi și nu încercați să mă minți, că nu te mai cred cu nimic. Dar tu ce faci aici? De ce ai făcut lucrul ăsta? Ce fac eu aici? Credeai că nu te prind? Credeai că nu te văd? M-ați încercat să mă mințiți și tu și maică-ta. Cum ați vrut voi? Mi-ați cheltuit toți banii. M-ați nenorocit și sănătatea și tot. Ha? Spune-mi, unde l-ai găsit? Unde l-ai găsit pe ăsta? Cum mi-ai mâncat tu banii un an jumătate de zile cu ei? Spune-mi că nu mai pot. Ce nu? Ce nu? Încerci iară să mă minți? M-ai mințit că te duci la doctor? Că ai nevoie de bani, că te duci la clinică privată? M-ai mințit? Vrei să mă minți iar? Femeia e căsătorită, știai asta? De ce trăiești tu cu ea? Ce Hristos se întâmplă? Ce? Deci fii atent. De ce ai dat mâna? Ai spart. Ai fi făcut la fel dacă erai în locul meu. Nu, n-aș fi făcut la fel, da? De ce? Nu. Spune-mi unde l-ai găsit. Spune-mi de când umbli cu el. S-a aflat tot. Am aflat de Marius, de obsesia dumneavoastră pentru Marius. Unde tot l-ai găsit pe omul ăsta? Au fost montate camere în apartamentul dumneavoastră. Avem filmată discuția dintre dumneavoastră și mama dumneavoastră. Sunteți dispusă să-i cumpărați amantului aici un apartament în Ploiești? Credeai că te joci cu mine? Să-și ipotecheze femeia acasă? Gata, okay. Sunt filmate toate lucrurile astea. Știm că-l iubiți pe băiatul ăsta. De ce? De ce? De ce l-ați pus pe om în postura asta? O să spun tot adevărul. Okay. Adevărul? Da. Care mi l-ai spus de un an jumătate? Tot adevărul, nu. Toată minciuna. Adevărul adevărat. Din lume. Nu. Ok. Deci băiatul ăsta e copilul meu. Mă minți? Nu te mint. Mă minți. Vreau să mă asculți, vreau să mă asculți. Mă minți. Acum vreau să mă asculți. Te rog frumos. Nu încerca să mă iarăși că mă minți. Ok. Vreau să stăm de vorbă și să spun tot adevărul, tot ce s-a întâmplat. Deci băiatul ăsta este băiatul meu. Cum adică să fie băiatul tău? Deci chiar este băiatul meu. Nu, atunci de ce v-ați bătut joc de să el? Să fie băiatul. De nu ce? Bătut joc și de ce lipsesc bani din casă? Da, te rog să mă asculți. Eu am fost în perioada în care erai tu în armată. Nu ți-am spus absolut nimic și nu am spus decât mamei mele atât. Ea este singura care știe. Deci am trecut prin niște clipe groaznice, crede-mă, crede-mă. Deci nu vrei să fii în locul meu și să treci prin ce am trecut eu. Ok? Mi s-a pus cuțitul la gât. Mi-am fi mâna în gât, da? Și asta a fost situația. Și după 3 luni mi-am dat seama că sunt însărcinată, iar mama mi-a spus să fac un... Eu nu am fost de acord. Ok? Și am făcut copilul ăsta. Pe care l-am abandonat, l-am dat la casa de copii, nu l-am ținut niciodată în brațe, nu i-am pus niciun nume, deci nu am avut nicio legătură cu el, absolut nimic. Și de ce nu mi-ai spus până acum? Pentru că mi-a fost rușine să spun. Mi-a fost rușine și nu am vrut să te pierd. De ce n-ai avut încredere în mine? Nu că n-am avut încredere în tine, dar nu știam cum să-ți spun. Nu știe nimeni care a fost toate și ce s-a întâmplat asta? În urmă cu 24 de ani, aproximativ. Păi și atunci de ce toată nebunia, de ce toată minciuna vis-a-vis de el? De ce, de ce toată povestea asta? Nu mai făceam atâta tâmbălău, măi, dacă îmi spuneai, cu atâta lume pe lângă noi. De ce nu ne-am putut spăla lucrurile în familie? De ce a trebuit să facem chestia asta?
Nu am știut cum să spun, nu am vrut să te pierd, mi-a fost rușine. Asta a fost tot. Și după aia v-ați trezit însărcinată? M-am trezit însărcinată, da. Când aveam 3 luni. Dă-mi detalii, te rog, povestește-mi. Ce nu ai spus mai chestia asta? Lasă-o să te rog să vorbească. Aveam 18 ani, da? Când s-a întâmplat totul. Și nu am știut cum să reacționez atunci, da? I-am spus mamei mele, eram 3 luni însărcinată și ea mi-a propus să fac Eu nu am fost de acord, pentru că nu am vrut. Am născut copilul și la spital am hotărât să-l dau spre adopție. Și de ce n-ați fost, doamnă, la poliție? Cum adică ați trecut prin așa ceva și nu... Mi-era frică, mi-era rușine. Nu am fost la poliție, pur și simplu. Lori, vreau decât să mă ierți. Că ți-am ascuns lucru. Atâția ani. Spune-mi, te rog. Asta vreau, decât să mă ierți. Cum de te-ai gândit tu la copilul ăsta care spui că e al tău? Da. Cum ți-a venit ție să... Sau cum ai făcut? Ai ajuns... Să aduci aminte în perioada în care Alex a avut accidentul? Știi, da? Da. Când doctorii nu au mai dat nicio șansă, da? Așa. Atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi caut copilul. Mi-am dat seama că asta este o palmă de la Dumnezeu, da? Să realizez tot ceea ce am făcut. Și cum ai făcut? Cum ai făcut? M-am dus să caut copilul. Am angajat pe cineva, am mers la casa de copii, în mai multe locuri, la mai multe familii unde a fost dat în plasament. Și până la urmă am reușit să-l găsesc. Toți banii care i-am luat din casă timp de un an jumătate au fost bani cu care l-am ajutat pe el, cu care i-am plătit chiria. Tot ce am făcut pentru el. Am vrut ca să mi se ierte greșeala. Înțelegi? Dumnezeule! Asta a fost toată situația. Și acum nu vreau decât să-l ajut. De ce, doamnă, atâta minciună? De ce? De ce ați ezitat? De ce ați așteptat până în momentul ăsta? Aveți idee că soțul dumneavoastră a venit, ne-a contactat pe noi, ferm convins că dumneavoastră trăiți cu altcineva? Și se legau, toate erau puse cap la cap. Nu am vrut să-i pierd, nu vreau să-i pierd. Ei sunt viața mea. Deci el și Alex sunt viața mea. Nu vreau să-l pierd, vreau să mă ierte pentru tot. Toată perioada asta m-am mustrat conștiința. Am avut remușcări din cauza asta. Deci nu știam cum să spun. Nu știam. Și oricum, până să aibă Alex accidentul... Vezi. Să te rog, stai calm. Stai calm acolo. Vreau să vorbesc. Crede-mă, ascultă-mă puțin. Noi n-am venit aici să ne luăm la bătaie. N-am venit aici să nimic. Ok? Și îmi cer eu scuze pentru asta. Vreau să vorbesc cu ea ceva. Haide să vorbim aici, că în momentul de față tocmai am aflat că tu ești fiul ei, da? Hai să stăm de vorbă. Trebuie să vorbesc ceva cu ea între patru ochi. Vino puțin, te rog. De ce toate astea? Ok, i-am spus adevărul acum. Acum? Da. Când i-am spus adevărul, spui, te rog. Uită-te la mine. Așa vrei tu să te ierti? Nu vreau să te... Asta înseamnă iertare pentru tine? Nu vreau să mă... Zi. Deci vreau să mă iert, Marius. Asta înseamnă suflet. Să te ierti? Te rog, uită-te din suflet, Marius. Uită-te la mine. Suflet. N-am vrut să se întâmple toate astea. N-ai vrut? Nu. Uite că s-au întâmplat. Nu am vrut să se... Și au venit cu toate astea, au venit cu camera, au venit cu toate astea. Așa vrei tu să te ierti? Nu este vina mea. Loredana. Ăsta ce vine după mine acum? Hei, stai. Loredana, stai, ce mai vrea? Stai, Loredana, te rog, vreau să clarificăm. Vreau să vorbesc eu cu ea. Vreau să dau cărțile pe față. Vreau să încheiem acest capitol fără și să și fără camere, tu nu vrei să clarifici povestea asta odată și pentru totdeauna? Da, vreau să clarific între patru ori. Lasă, te rog, nervii. Încă o dată, îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat. Nu există scuze, vreau mea. Să vorbesc doar cu ea, fără voi. N-am nu ce să discut cu voi. Te cunosc pe tine? Nu, nici păi tu nu mă cunoști pe mine, nici eu nu te cunosc pe tine. Deci așa, suntem doi străini, putem să fim perfect sinceri. Nu, ce sinceritate, ce sinceritate. Ești fiul ei? Da. E fiul meu. De treabă, că din exterior pare meu. Ca și când ai fi amantul ei, înțelegi? Te interesează pe tine? Minți. Ce treabă ai tu? Am venit atâția acasă, ce? Am fost ca să aflu un adevăr, înțelegi? Și eu vreau să aflu, și eu vreau să aflu la fel ca tine. Perfect. Atunci înseamnă că suntem de aceeași barieră, da? Doar dacă discut cu ea între patru ochi, altfel n-am cum. N-am ce să discut. Știi tu mai bine ca ea? Tot
toți anii ăștia m-au măcinat. Și te-am spus în perioada în care Alex a avut accidentul, în noaptea aia în care doctorul a spus că nu-și mai poate reveni, da? Că nu mai sunt șanse, atunci am luat hotărârea asta, să iau legătura, să-l caut. În spital? De ce nu i-ați putut spune lucrurile astea? Nu era un moment potrivit să-i spun în spital așa ceva. Păi și când e un moment? Acum e un moment potrivit? Că s-a întâmplat cum s-a întâmplat? Nu am găsit niciodată momentul. Acum e bine cum s-a întâmplat? Niciodată n-am găsit momentul ca să pot să-i spun. Nu am putut să spun sub nicio formă. Eu nu vreau să vă pierd pe voi, înțelegi? Și în același timp vreau ca el să mă ierte. Sunt la un pas, da, dar eu sper să înțeleagă toată situația asta și să mă ierte. Ce facem de acum încolo? El este cu o fată, da? Care eu vreau să-i demonstrez lui că nu este potrivită pentru el. Lasă-l să-și trăiască viața lui, e mare. Ce fată vorbiți despre tipa pe care o hărțuiați și pe ea pe aici? Prietena băiatului meu, Marius. Pe care el spune că o iubește, da? Vreți să vă arăt lucrurile astea? El spune că o iubește, dar ea nu-l iubește pe el, da? Dar de unde știți dumneavoastră? Deci ea... Ce prezență sunteți dumneavoastră în viața lui când băiatul ăsta face... Patru, mă scuzați să vă evite. În viața s-a lui mutat că... de unde stăteam, așa ascultați? Și-a schimbat numărul de telefon și nu cred că e prima oară. A ajuns să vă bruscheze, să vă vorbească ca la ușa cortului aici în parcul ăsta. Și tot cu fata aia este. Da, dar fata asta îl mănâncă de bani. Bun, și tu ce vrei să faci acum? Ce cale vrei să apuci acum? Vrei să ne ajuți, Ernest? Să ce? Să-i demonstrez băiatului că într-adevăr fata asta nu este pentru el? Chiar nu știu dacă să vă cred. N-am cum să recuperez toți anii ăștia, sunt conștientă, dar măcar acum să fac ceva. Vă ajut cu o condiție. Duceți-vă la familia dumneavoastră. Promit. Când o să am detalii, te contactez. Hai să mergem acasă. Te rog să mă ierți. Te iert. Hai să te mergem rog să mă ierți. Da? Da. Vreau să fiu alături de voi. Vezi când am luat-o în freză, grav de tot. Băiatul nu este amantul doamnei, băiatul este copilul doamnei. Cum să fie mama lui? Eu i-am văzut de mână. I-am văzut împreună pe stradă, ea i-a spus că-l iubește. Nimic din investigații mi-a dus cu gândul că ar fi maică, să-ți dai seama. Te rog să mă înțelegi, nu sunt neapărat supărat pe tine sau pe vreunul din echipă. În primul rând sunt supărat pe mine. Ce-i drept, nu a existat niciun moment de intimitate între ei, dar am presupus că este o ceartă de îndrăgostiți. Cum adică maică-sa? Doamna pretinde că acum 24 de ani a fost victima unui viol. Iar din ceea ce a povestit dânsa, înclin să o cred. Pentru că am privit-o în ochi pe femeia asta și mi s-a făcut pielea de găină. Nu cred că ar fi putut să fie atât de bună încât să ne păcălească, sincer. Poftim? Ideea care e? De ce femeia insistă pe lângă băiatul ăsta? Din câte am înțeles... Tipa cu care e el, Roxana, tipa cu culoarea aia ciudată de păr. Exact. De câte am înțeles, n-ar fi chiar o finuță și maică-sa, doamna Staicu, mama lui Marius, încearcă să-i deschidă ochii băiatului. Se simte oarecum vinovată pentru ce s-a întâmplat? Nu știu, mă depășește toată situația asta. N-am nicio vină. M-a rugat să îi demonstrez, să o ajut să-i demonstrez fiului ei, lui Marius, cine e de fapt femeia de lângă el. O să urmăresc pe o roșcată, mai atent. Nu știu, în momentul de față sunt un pachet de nervi și nu știu ce să cred. O să iau către București și ne întâlnim, stăm de vorba acolo. Hai că țin la curent. Ora 14:30. Roxana și Marius pleacă de acasă. Se plimbă, se sărută, fac cumpărături. Toate ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat cu câteva zile înainte. E clar că băiatul este fericit în compania domnișoarei. La un moment dat, cei doi se despart. Cum grija detectivilor se îndreaptă spre tânăra roșcată, aceștia o urmăresc în continuare. Intră într-o clădire. Un detectiv intră și el imediat. Când, ce să vezi? În interior, camere pregătite pentru masaj. Iar Roxana, îmbrăcată într-o ținută provocatoare. Uite, mama lui Marius are dreptate. Femeia din viața băiatului este o tânără de moravă ușoare. Dacă pot să spun așa. Cum adică?
Bun, că lucrează la un salon de masaj erotic nu ar fi o problemă, însă de acolo roșcata trece la fapte mari, face mai mulți bani, repede și într-un mod plăcut și pentru ea și pentru client. Ok, încerc să organizez o întâlnire ca să le arătăm ce am descoperit. Cel mai bine pregătește-mi tu materialul și vin la Ploiești. Ok, te aștept, ceau. Băi, doamnă, acum astăzi de acord să fiți filmată? Bună seara! De ce m-ați chemat dumneavoastră? Este mama mea. Tot vreți să ne certăm? Ne-am cunoscut în niște circunstanțe mai... Eu nu v-am zis că mă întâlnesc cu dumneavoastră aici. Dar acum e bine, nu? Că beneficiați de serviciile noastre. Ei trebuia să discute amândoi. Am înțeles. Haideți să nu mai punem paie pe foc, doamnă, că asta nu pricepeți foarte bine. Ce a fost, să vedem ce facem de acum înainte. Păi nu, dar mai învinovățit pe mine, pentru că eu sunt de vină cu absolut. Iar începem, iar o de la zero. Păi o să fiu de vină. Iarăși o luăm de la zero. Nu iau de la zero, dar mă enervează. Pentru că eu am ținut cu el, adică îl iubesc cu el la fel ca pe fata mea. Deci eu am fost pentru familia lor totdeauna. V-ar omorâ să recunoașteți că și dumneavoastră ați greșit? Am greșit și eu, am avut o vină. Bun. A fost deci vina mea. Deci cu toții am greșit. Am greșit cu toții. Suntem chit, putem să o luăm de la zero, da? Da, o luăm de la zero, da. Sigur că da. Haideți să vedem ce putem face. V-ați rugat să aflu despre fata asta detalii. Da, foarte mult. Deci știți că ne-a fost foarte ușor să aflăm detalii. Fata nu se ascunde, face ce face pe față. Aici unde vezi, fata are închiriată o cameră la un salon. La un moment dat un coleg s-a dat drept client, a intrat acolo cu o cameră ascunsă și a cerut fetei să facă ce știa mai bine. Hai, hai. Mele s-au adeverit, ce să mai? Bănuiați așa ceva? Nu, așa ceva nu bănuiam, dar mă gândeam că ceva se întâmplă cu ea, deci nu se poate. Ia, zi-mi și mie. Să trăiți, să vă dea sănătate. Să fim sănătoși. Ce să mai, că m-am convins. Bănuielele mele s-au adeverit. Și eu când îi spuneam lui... Vezi, mamă, că am avut dreptate? Da, el știe. După ținută, după atitudine, părul ăla roșu. Deci clar că ceva... Doamne, dar dați-mi detalii. Dumneavoastră ați insistat pe pista asta aproape un an de zile. Da, am insistat și pe pista locuiesc asta. Împreună? Locuiesc împreună, dar bineînțeles, s-au mutat din București în Ploiești. Și au stat în Ploiești. Au stat împreună și în București? Au stat și în București. Au venit în Ploiești. Cum se face că Marius... Nu observă lucrurile astea, pentru nu că știu, n-ai nu cum, știu, telefonul e îți sună, miroșa parfum. Deci Marius nu vede, Marius o iubește, nu vede absolut nimic, nimic din tot ce se întâmplă. Și ce îi spun eu? Eu nu trebuie să mă bag oricum, eu n-am voie. El nu mă vrea în viața lui, el nu crede nimic din ceea ce îi spun eu. Ce să mai? De ce l-ați alimentat cu bani, conștientă fiind că fătuca asta o să-i pape? Banii au fost pentru el. Că am zis să-i fie da, știați că ajung știam, la ea, știați că nu o să ajungă la el. Dar m-am gândit că dându-i bani lui, poate îl fac să se apropie de mine într-un fel, nu știu. Adică mie mi s-a părut a fi fiul dumneavoastră un tip destul de bine înfipt așa cu picioarele în realitate. După cum îl văd, e o persoană foarte naivă și eu îi vreau binele. Deci nu vreau altceva pentru el. Clar. Credeți că este o idee bună să dăm ochii cu el? Credeți? Asta vreau, din tot sufletul, asta îmi doresc. Hai să facem. Haide să mergem acolo. Da, mergem. Sigur, să vorbim cu toții, să vedem ce e de făcut. Cel puțin să știu de el, să îl pot ajuta. I-am cumpărat și apartamentul. Și am cumpărat apartamentul cu două camere. Mama, dar de ce ați făcut asta? I-l-am cumpărat ca să fie mulțumit, să fie bine, să nu mai sufere. Să-l ajut. Dar Marius știe că are un frate? Da, știe.
Alex, de exemplu, ar vrea să-l cunoască pe Marius. I-a spus și lui? Da, i-am spus. Și ar vrea să-l cunoască. Deci el chiar n-a fost... Bine, normal. A fost curios să afle ce s-a întâmplat, dar... El a fost fericit că are un frate. Să vă ajute Dumnezeu, doamne. Uite, îi văd, gata. Marius! Marius! Oprește-te, ce te rog. Ce mai vrei iar? Ți-am zis să mă lași în pace. Vino încă puțin, te rog. Iar ai venit cu ăștia. Vino aici, te rog frumos. Te rog frumos. Da, și o să aveți o reclamație pentru asta. Lasă-mă în pace, n-am ce discuta cu tine. N-am ce discuta cu tine, mă lași în pace. Vino că vreau să arăt ceva. Vrei, plecați-mă cu camerele de aici. Ce să vorbesc cu tine? Vino că vreau să arăt ceva. Ce vrei să mai mi-arăți? Te rog din suflet. Nu ai ce să-mi arăți. Femeie, tu ai ce să-mi arăți. Vreau să-ți arăt că am dreptate. Cu ce drept, my friend? Cu ce drept mă filmezi după mine? Că nu înțeleg. Ești într-un loc public. Da, sunt într-un loc public. Și tu ce cauți aici să mă filmezi pe mine? Ce-s cu toate camerele astea? Vă rog frumos să închideți camerele în momentul ăsta, da? Femeia asta e o pe care o iubește, rog frumos să vă rog. Femeia asta e o. Ai grijă, măsoară-ți cuvintele. Marius, tu știi ce face femeia asta? Tu îți dai seama? Păi ia, surprinde-mă. Surprinde-mă. Marius, vrei să vezi? Vrei să vezi că am urmărit-o? Hai. Vrei să vezi că l-am pus pe domnul Erne să o urmărească? Așa, și ce ai rezolvat? Femeia asta ce ai rezolvat? Deci nu vreau altceva pentru tine decât bine și fericire. Binele, tu știi ce e la bine? Știi ce e la bine? 20 ceva de ani știu ce e la bine? Ea a știut ce e la bine pentru mine. Marius. Ea a știut tot timpul ce e la bine pentru mine. Tu n-ai știut niciodată, nici măcar nu ți-a păsat. N-ai putut să mă ții un minut în brațe. Și vii la mine să-mi spui că știi ce e la bine? Marius, te rog să mă ierți pentru toate lucrurile astea. Da, într-adevăr. Iertare, iertare găsești în altă parte, nu aici. Marius, nu la mine. Te-am abandonat, știu, da. Am greșit. Exact. Greșit, și nu ai ce să faci. Și să-ți demonstrezi. Și cu atât mai mult să te bagi între mine și ea. Marius, hai să-ți demonstrezi. Mai ținut cumva în brațe cândva? Nu. Păi și nu, ea mă ține fiecare zi. Ea e mereu lângă mine. Tu unde ai fost? Toată perioada asta, tu unde ai fost? Cine-ți dă ție dreptul să-ți bagi joc de băiatul ăsta? De cine-mi bagi joc? De băiatul ăsta. De ce îmi bagi joc de el? Păi oare de ce? Oare de ce? Păi de ce îmi bagi joc de el? Saloane de masaj, ia. Clienți. Așa, și care e problema ta? Așa, eu sunt și care e problema ta? Că nu înțeleg. Nu ți se pare că îți bați un pic nu, joc nu de băiatul ăsta? Nu îmi bagi joc de el, el știe foarte bine ce fac. Poftim? Poftim? El știe foarte bine ce fac. Adică? Da, știe că fac chestia asta. Tu vorbești serios? Vorbesc foarte serios. Întreabă-l. Iubire, te rog frumos, vino puțin. Auziți, doamnă? Da. În fiul dumneavoastră știe cu ce se ocupă ea. Iubire, te rog frumos, vine și mi-arată imagini cu mine, da, din restaurant. Exact. Tu știi? Cum adică tu știi cu ce se ocupă ea? Exact. Tu vorbești serios, adică tu știi cu ce se ocupă, da, ea și ești alături de ea? Toți banii sunt la noi. Cum adică toți banii sunt la voi? Exact. Banii ei sunt și banii mei. Uite de aici, te rog frumos. Banii mei sunt și banii ei. Ce fac? Nu e nicio surpriză, nu înțeleg care e problema. Îi permiți? Da. Deci femeia pe care ta? Iubește, îi permiți să se ducă cu alții? Auzi, stai puțin, lasă-mă puțin, iubire. Tu cu ce drept vii să vorbești? Cu ce drept vii cu toți oamenii ăștia? Pentru ce? Ca să-i arăt băiatului meu. Ce să-i arăți, femeie? Cine ești tu? Da, tu cine ești? Da? Tu cine ești eu pentru el? Eu sunt mama lui. Mama lui? Mama lui. Mama asta lui? Asta-i situația, da. Cum adică? În cel iertare în fața lui. Te consider mamă, îți permis să te consider mamă. Tu cine mai vii după atâția ani de... greșeala asta. Ce să repar, femeie? Ce să repar? Bunica mea. Adică din cauza ta, eu am ajuns unde am ajuns. Din cauza ta. Da, din cauza ta. Tu ai gândit ce i s-a întâmplat ei când avea 17 ani? Indiferent de ce s-a întâmplat, nu trebuia să mă abandoneze. Am greșit, a fost o greșeală. Încearcă să te apropie de ea. Cu de ce să mă apropie? Vine după 20 și ceva de ani? După cu ce? 20 și ceva de ani. Vine să te vadă că simte că ești sânge din sângele ei. Și eu am greșit. De ce nu ne lași în pace să ne trăim viața liniștit? Nu știi tu atât de multe detalii despre el. De câtă vreme îl cunoști pe băiatul ăsta? De câtă vreme îl cunosc? Am crescut împreună, într-un orfelinat, dacă vrei să știi. Marius, ea te-a născut și vrea să te ajute acum. Da, cu ce să mă ajute? Când eram în orfelinat, cine m-a ajutat? Uita ea asta. Știe că eu am crescut în orfelinat, știe că n-aveam ce mânca. Uită-te, rog, asta. Hai să știe vedem. De câte ori am fost bătuți în orfelinat.
orfelinat? Are idee de câte ori am fost noi bătuți în orfelinat, de câte ori n-am avut ce mânca, de câte ori am fost aruncați în stradă, dezbrăcați? Te cred, chiar dacă n-am trecut prin asta. La 18 ani toți își fac majorate, toți se plimbă. Eu ce am făcut la 18 ani? M-am trezit în stradă. Marius, ea vrea să te ajute acum cu ceva palpabil, cu ceva material, vrea să-ți cumpere o casă. Nu mă interesează casa, să o doneze, să ia cheile frumos, să o doneze. Să se ducă la casa de copii, să aleagă un copil de acolo, cel care am fost eu ieri, și să-i dea cheile alea. Eu n-am nevoie de cheile ei. Toată viața mea, de când l-am abandonat pe el, am mers cu vina asta în suflet. Deci tu nu ai cum să înțelegi asta. Dar nici tu nu ai cum să înțelegi cât de greu ne-a fost nouă în timp ce tu te distrai sau ce făceai. Da? Deci tu să nu te consideri mamă în viața ta. Pentru noi ești un nimeni, ai înțeles? Ți-ai lăsat băiatul ani de zile, da? Am fost singura persoană care am fost lângă el, ai înțeles? Da? Eu am fost alături de el în toate momentele. Noi n-am avut ce să mâncăm, n-am avut haine, n-am avut nimic. Am avut o situație foarte grea. Am stat prin orfelinate, habar n-ai ce s-a întâmplat acolo. Și vii acum și îți cer dreptul de mamă, nu-l ai, crede-mă. Te rog frumos să ne lași în pace, să ne vedem de viața noastră. Nu avem nevoie nici de banii tăi, nici de nimic. Ne descurcăm singura. Banii ăia te-ar putea ajuta, de exemplu, să nu mai faci ceea ce faci. Nu am nevoie, m-am descurcat singur alături de Marius. Nu este demn pentru condiția ta de femeie să faci ceea ce faci. Te rog frumos, ca femeile. Ce să vorbim noi? Vreau să vorbesc cu tine. Pentru ce să-ți cer scuze? Pentru ce veniți cu atâta circ cu toate camerele? Hai că circul tu-l faci în momentul de față. Nu cred că fac eu circ cu voi, că dacă vă vedeți de treaba voastră era ok. Tot așa cum am încercat și atunci, așa încerc și acum să discut calm. Dar de ce? Pentru că nu se poate, voi vă băgați în viața noastră fără niciun drept. Pentru ce te bagi tu în viața mea? Dacă eu vin și mă bag în viața ta cum e? Maică ta m-a rugat să fac asta. Nu există, maica mea nu există. Dacă tu poți să faci asta, fă! Eu n-am mamă. Hai să dialogăm, te rog. Singura mea mamă este ea, și mamă, și soție, și iubită, și pat, și cum vrei tu. Dar cum poți, mă, cum atât? Poți? Cum poți să știi că pleacă cu alți bărbați? Cum poți? Da, pur și simplu, așa am considerat noi că ne putem descurca. Cel puțin pentru moment, asta este ceea ce am ales. I-am promis, am jurat împreună că vom trăi împreună. Împreună vrem să facem asta, împreună am făcut și tot ceea ce am făcut. Așa că imaginea asta poți să te p*** pe ele. Îmi pare rău că te-am judecat. M-ai judecat? Dar nici nu trebuie să mă judeci pe mine. Cum să nu te judec? Ce am pățit eu în viața mea? Cum te poți numi tu mamă? Când ăla plângea alături de mine, n-avem ce să mâncăm. Ne luau ea la bătaie, ne trimiteau în alte orfelinate. Nu mai acum ai impresii și creții, că lacrimile tale sunt zero pentru mine. Te doare sufletul. Vai, și pe noi ne-a durut atâția ani. Și pe noi ne-a durut atâția ani. Cum să recuperezi timpul pierdut? Nu ai ce să mai recuperezi. Nu ai ce să mai recuperezi. Vezi, tu de viața ta e mult prea târziu, crede-mă, e mult prea târziu. Orice om greșește în viață. Orice om greșește, asta nu e o greșeală care poate fi iertată. Îmi pare rău. Deci nu e o greșeală care poate fi iertată sub nicio formă. Deci înțelege-o și tu că ea l-a născut chiar dacă nu a avut grijă de el. El e carne exact. Din carnea ei și vrea să-l ajute ce? Cu ceva chiar după atâția ani, nu? Hai să uităm după atâția ani, după 20 de ani când deja ne descurcăm singuri și nu ducem lipsa de nimic, indiferent că nu avem atât de multe lucruri pe când ne dorim, dar e important că suntem împreună, nu contează ce facem și cum ne descurcăm și vine ea hop, top, gata, e mamă și să-și ceară drepturile. Știu că sunt învinuită pentru toate lucrurile astea și merit. Da, păi smeri soarta și o să regreți. E mult prea târziu să vii acum să-ți ceri dreptul de mamă. Tu nu te poți considera mamă. O mamă nu face ce ai făcut tu, ai înțeles? Vreau să-ți vezi de treaba ta, să vă vedeți cu toții de treaba voastră. Ascult. Pentru ce vii cu femeia aia, că nu e mamă? Dacă era mamă, nu m-a alungat din prima clipă cum am născut. Măi, nu, ai întrebat-o dacă m-a ținut vreodată în brațe? Ai întrebat-o? Mi-a zis că te-a ținut în brațe jumătate de oră atunci când t-a născut și atât. Când te-a dus către... Și după aceea s-a plictisit. Nu pune lucrurile în contextul ăsta și în lumina asta. Gândește-te tu, pune-te tu în situația mea, să stai în orfelinat, în frig. Nu pot să mă pun în locul zilnic. Tău. Nu pot, pentru că nu pot. N-aș, te-aș minți. Să-i bătaie zilnic și să nu ai ce mânca. Te-aș minți dacă aș spune că mă pot pune în papucii tăi. Te-aș minți. Nu pot să-mi imaginez ce înseamnă prin ce ai trecut tu. Și atunci tu, ce da? Vii tu mie să-mi spui cum să-mi faci în viața? Eu nu vin să spun nimic. Dacă eu știam că tu știi lucrurile astea și că ești de acord cu ele, da, nu mai veneam până aici, crede-mă. Vino puțin cu mine. Nu știu. Hai să vină să te fac eu de râs, să știe lumea cine ești. Nu știu ce vreau să fac. Nu am idee. Ascultă-mă puțin, că ești tânăr și ești aprig la mânie. Prea sare așa să judeci. E ceva tot normal. Așa cum tu ai drama ta și el are drama lui, că Dumnezeu nu doarme, nu stă degeaba. El are patul lui.
El are casa lui. Dar nu el este de vină pentru situația ta. Ok, da, dacă este cineva vinovată, e bunica ta aici, e maică ta, ok? E femeia aia care e de vină, atât. Uitați-vă la femeia asta, și-a abandonat copilul și vine după 20 și ceva de ani să-și ceară drepturile. Vi se pare normal? Unde te ascunzi acum? Hai să te vadă toată lumea! Hai să te vadă toată lumea! Nu-i frumos, dar tu ce ai făcut a fost frumos? Să te vadă toată lumea! Haide, mamă, ce ești? Ești o mamă denaturată! Acum ți-e rușine și fugi? Acum ți-e rușine și fugi, nu? Regreți? Crezi că ne cumperi cu bani? N-avem nevoie de banii tăi! Deci asta este un regret, nu? Este un regret, nu? Acum fugi? Ți-e rușine, nu? Normal că ți-e rușine! Tu nu ești o mamă, niciodată nu ai fost pentru copilul tău și vii acum să-ți ceri drepturile! Nu judeca, nu ridica piatra să dai, că nu e ok! E ok să te alungi, e ok să te lase așa? Nu, deloc! Nu? Dar trebuie să înțelegi contextul, uite-te, o ai aici pe bunica ta. Bunica care nu a fost de acord niciodată. Da, femeia a vrut ca tu să nu mai fii deloc, înțelegi? Dacă era după pofta ei, tu nu mai erai deloc. Maica ta a fost cea care s-a încăpățânat și a luptat. Și uite că totuși tu în ziua de astăzi ești viu, pentru că ea s-a încăpățânat să facă asta. Dar de ce mai vii în fața mea dacă tu deodată ce nu mai vrut? Iubire, acum te-ai trezit că mă vrei? Marius! Doamnă, înțelegeți, nu vă vrea lângă el. Ce discuta cu tine? Haideți să rezolvăm situația. Ce situație să rezolvi, femeie? Eu ți-am cumpărat un apartament. A venit mătama acum cu bani, ești nebună? Acum a venit cu bani, gata! Să vă ajut pe amândoi, da? Ca situația să se... E grea. No, bine, mi-am cerut iertare și în fața ei că nu am știut situația ei, da? Dar nici ea în același timp nu știe pe mea. Situația ta e foarte clară. Da, așa o vezi tu. Ești o femeie clară de nimic care își abandonează copilul. Așa ai văzut-o tu foarte clară, da. Ești nu nimic, așa a văzut atât... el, ăsta a fost adevărul. Bine, te-a păstrat de mine 20 și ceva da, de ani. Ai stat cu fătălă ăsta 20 și ceva de ani și nici măcar nu te-ai gândit odată. Marius, te rog, controlează-te. Ce să mă controlez? Ce să mă controlez? Pentru ce să mă controlez? În fața tuturor spun că te apreciez pentru modul cum pentru ai ce? Supraviețuit, pentru modul cum ai... Ți se pare că ca și cum ai apreciat tu, dar vreau să le spun tuturor că dacă ai fi fost băiatul meu și chiar și așa. Niciodată n-ai să vezi. De ce, vă rog frumos, să ne lăsați în pace, să dispăreți din viața noastră, nu? De când a auzit despre situație, e mândru de tine. Sigur, sunt conștient. Da, mă, și ea e mândră de tine. Tu ești mândră de tine? Ești mândră fiecare seară că ai avut un copil care a crescut în orfelinat, nu? Că am recunoscut toată minciuna asta, da? Și că... Păi cu mândria rămâi și atât? Nu, ai fost mândră că nu m-ai păstrat, rămâi mândră. Rămâi mândră, femeie. Rămâi mândră. De ce îmi vii mie acum să-mi vinși gogoși? Nu poți să ierți. Pentru ce să ierți? Marius, poate să-ți dai seama. Uite-te la ea, poți să ierți? Marius, poate să-ți dai seama. Asta nu e o decizie pe care eu trebuie să o iau, copile. Tu trebuie să o iei. N-am niciun fel de iertare, nici pentru ea, nici pentru tine. Omul ăsta n-are nicio vină. Omul ăsta n-are nicio vină. N-are nicio vină, un bădăran nesimțit. Despre tine. Da? Înțelegi? El ce să vorbească? Ce să vorbească? Vine, lovește pe la spate și eu ca bărbatul și de față. Nu știu cine ești tu atunci. Nu contează, vezi, ți-am zis, spune-i! De câte ori ți-am zis, spune-i, ai venit de un an de zile, mă, tot cauți, da? N-am știut că o să se întâmple. Te-ai trezit deodată că, vai, am un băiat. N-am știut că o să se întâmple. De ce nu i-ai spus? Că n-am avut curajul să-i spun. N-ai avut curajul, da? Da. N-am avut curajul. Nu zic să faci bine, să ai curajul să mă lași în pace, să ne lași în pace, pe amândoi. Îmi pare foarte rău. Hai să mergem și lasă-i în pace. Îmi pare foarte rău. Asta este. Pentru ce mai veniți, mă? Mă, asta ce vine, frate, cu camera? Dă-i, domne, drumul, gata, spectacolul s-a încheiat. Bă, frate, du-te acasă. Du-te cu camera ta de aici. Pentru ce mai vii după mine, mă? Du-te și filmează-o pe aia, haide, mamă. Vezi că ai o ștoarfă acolo care trebuie să o filmezi. Du-te de aici cu mizeria ta.